poate să nu folosesc. Am fost onorat de această invitație. O casă de discuri civilizată, un prieten adevărat, un local de lux, un disc interesant. Așa că m-am gândit să vin să nu vă bat la cap prea mult, să fac și o treabă tot civilizat, ca la o lansare, vorbesc 3 minute, nu vă plictisesc, perfect. Am luat discul, m-am uitat pe el și mi s-au aprins niște luminițe nostalgice, niște amintiri. M-am uitat mai atent și mi-am dat seama că nu pot să vorbesc 3 minute, îmi trebuie vreo 14-15 minute, o să vă plictisesc vreo sfert de oră, îmi pare rău. Iertați-mă, vă spun din start. Asta este situația. Mă uit, suntem toți. 1, 2, 3. Ăștia suntem toți, deci putem începe. Aici sunt niște colecționari. Zamora și Costi Grigorea și Robul și eu am fost colecționar. Eu eram așa un fel de colecționar traficant, adică cumpăram discurile, imprimam pe bani de nemagnetofon și le dădeam mai departe. Din cauza asta am aceste amintiri, fiindcă pe discul acesta sunt niște lucruri din trecut, care mi-amintesc de acele vremuri frumoase de colecționar. Astăzi nu prea mai sunt de drept. Nu sunt chiar cover-uri. Eu am crezut că acest disc are niște cover-uri. M-am uitat la titluri și n-am văzut niciun titlu cunoscut. Zic, bă, ce cover-uri sunt astea? Nu e niciun cover. După aia mi-am dat seama că totuși sunt, dar e altceva. Sunt niște melange, niște treceri frumoase dintr-una într-alta și numai dacă asculti discul, fără să știi titlul, îți dai seama despre ce este vorba. Formația are o prezentare pe disc, pe site și așa mai departe. Formațiile, în general, formațiile astea mai de gotice, mai nordice, au genul ăsta de prezentări, mai puțin de formații, mai mult de discuri, adică genul vine zeul nordului care coboară, o fură pe domniță și Conan Barbarul o salvează și cântecul se termină în castel sau ceva de genul ăsta. Aici, în formație, avem o domnișoară și prezentarea e mai lirică, mai romanțioasă. Ia să vedem. Jazz Birds s-au format, asta probabil că știți, în 2011. Jazzy Birds, avibus popularis muzica, păsele jazz, își au habitatul pe vârfurile stâncoase ale celui de-al șaptelea continent sincopiat, trioliții băștinașii povestesc că pe timpul copilăriei lunii, pe când acesta orbita aproape de pământ, păsele jazz iernau desacord. Această legendă a fost imortalizată în melodii populare ca Zboară-mă până la lună, sus plutește pasărea jazz, cât de sus e luna. Fac o paranteză, bănuiesc că aici e vorba de cântecele Fly Me to the Moon, How High the Moon, astea sunt cântecele populare. Revin. În mod miraculos, au supraviețuit 5 exemplare deosebite. Băștinașii le-au numit Sac-Sac, Tobila, Col-Bas, Pian-Pian și Tu-Lilah. Altă paranteză, bănuiesc că e vorba de membrii formației, adică Saxan e saxofonist, Tobila Tobașaru, Col Bas basistul, pianistul și Trilulah vocalista care trilulează, face triluri, bănuiesc, asta ar fi, nu? Ajuntul șef al clubului pentru protecția păsăretului sincopian ne mărturisește că nu există plăcere mai mare decât să asculți Jazzy Birds în compania unui pahar de tenis sec de pe valea Do diezului major de jos, semnat Jazzy Birds. Splendid! Muzicienii, așa cum probabil că știți, sunt de specie academică, lucrează la opera în Cluj, opera de stat din Cluj, zicea pe Cluj. Era firesc să îndrepte spre o combinație de muzică academică, clasică cu jazz. Și mi s-a spus că ei și-au pus ochii la început pe Claude Poling. Claude Poling fiind un pianist genial, la 14 ani era un pianist genial și după aia a scris multe muzici de film. Am văzut și o recenzie, a scris muzică la filmul Borsalino, 1970, în care era Belmondo și Alain Delon, când erați voi mici, desigur. Totuși, eu nu sunt un mare colecționar de jazz, nu sunt, cum zic,
colecționar un aficionat, adică pasionat, cum zic spaniolii. Totuși numele ăsta, Bowling, îmi stătea pe creier și zic, dar unde îl știu? Că doar... Și mi-am dat seama. Pe vremuri eu citeam, aproape zi, săptămânal, revista Billboard. Și acolo a fost în topuri, Bowling a scris niște suite jazz cu clasică, niște lucrări de genul acesta și avea o suită celebră pentru pian și flaut cu celebrul flautist francez Jean-Paul Rampal. Discul ăsta a fost în topul Billboard vreo 10 ani. Deschideam Billboard-ul, Claude Bowling, Rampal. După 10 ani, de acolo îl știam, fraților, mi-a stat pe creier, nu știam, dă-mi și pe Bowling, că doar nu am avut niciun disc de jazz cu el. L-am văzut 10 ani în Billboard și de-aia mi-a rămas. Acum m-am adus aminte de unde îl știam pe Claude Bowling. Acum are 84 de ani, m-am uitat aici. Mă gândeam că formația asta, dacă s-a gândit spre Claude Bowling, o să facă o combinație de genul acesta, o să facă Brahms cu jazz. Sau, de ce nu, Puccini cu jazz. Dar se pare că tinerețea sau inima lor zburdalnică i-a cotit puțin la dreapta. Și-au lăsat-o aia cu Puccini și Brahms, au luat-o spre rock. M-am uitat pe disc, am niciun titlu de rock. Atunci m-am uitat la compozitori. Axl Rose, Mick Jagger, Kurt Cobain, Roger Waters. Așa e. Nu sunt cântecele, dar compozitorii sunt. Deci au luat-o, cum ziceam eu, spre rock. Trebuie să vă spun că pe vremuri când eram colecționar de discuri, umblam noaptea, ca și mulți de aici, cu discurile prin București. Voi probabil că n-ați apucat vremurile alea când umblam noaptea să-i primăm pe discurile prin București. Făceam și fișe la discurile astea. De ce? Că scriam niște articolași la reviste și articolașe și la Radio România. Și scriam acolo titlul discului, titlul interpretului, formația, componența formației, anul lansării, durata, care erau niște lucruri care le făceau și alții. Dar eu eram nevoit de multe ori să scriu și lucruri care le făcea mai puțin lumea, autorul cântecului și autorul textelor. Și am rămas cu mania asta. Când am un disc, când aveam un disc de vinil sau acesta de CD, mă uit la copertă și imediat îl întorc pe dos. De ce? Ca să mă uit la compozitor. Asta este o manie care o am când dai un CD, imediat îl întorc pe dos să văd cine a scris cântecele. Și aici, tot așa, am văzut acești compozitori. I-am văzut pe rocker, dar după aia, mă mai atent, văd Lalo Schifrin, Francis Lee, Lionel Richie, stai mă frunțe, adică am început să fiu nedumerit. Nu mai erau rockerii mei, era ceva altfel, era o chestie mult mai complicată, am început să intru în problemă și chiar mi-am pierdut vreo 2-3 ore ca să văd, să deslușesc ce se întâmplă. Am mai vorbit și cu domnul la telefon, fiindcă chestiunea era, problema era grea, fraților. Și atunci am zis, hai să iau punct cu punct. Cântecul 1, Lalo Schifrin. Lalo Schifrin e un argentinian care era acum 82 de ani. El a scris tema din Mission Impossible, Misiune Imposibilă. Voi toți probabil că știți filmul mai recent cu Tom Cruise. Nu, el a scris tema asta. I-a fost Misiune Imposibilă, a fost un serial la televiziunea americană între 67 și 73. E o măsură, ați observat cu zicine, că e măsura 5-a-4-a. El a glumit că a zis că se dansează pentru cei care au 5 picioare, că e 4-a-4-a, nu 2-a-4-a. E adevărat că și în filmul ăsta cu Tom Cruise revine tema, dar cred că a fost prelucrată de băieții de la YouTube, că nu mai e tot aia. Bineînțeles că a fost completată de compozitorul Jean Bodoglu, o parte din această deschidere de disc. La partea a doua, mă uit, sunt 11 compozitori. Pe 5 am recunoscut imediat, că erau Stradlin, Easy, Axl Rose, știu că Axl Rose.
primii trei parcă mi-am amintesc de ceva și într-adevăr erau și pe, îi cunoșteam mai vag, dar îi știam, erau de la Massive Attack, între care și o fată care îmi plăcea mie pe foarte mult, Elizabeth Fraser, care de fapt e solista formației Cocteau Twins, se spunea pe vremuri Vocea lui Dumnezeu. Da, a colaborat și cu Massive Attack, în introducere, după cum am observat și mi s-au spus, iar apoi cântecul e bazat pe cântecul Sweet Child O' Mine. Este un cântec care a apărut pe primul disc, discul cu care s-a lansat formația Guns N' Roses în 1987. Și acolo, mai la sfârșit, apare și compozitorul Andrew Lloyd Webber. Îl știți foarte bine, Lord, dacă nu este Lord, are, mi-am notat acum, are și el 66 de ani, e un pasaj din Jesus Christ Superstar. Noi cei care am avut discul ăsta pe vremuri, să știți că l-ascultam în clubul și nu prea era voie. Era un disc interzis nici la radio, nu trebuie să dădea. L-a dat Titi, știu, la un moment dat, a fost un mare scandal. Deci faptul că apare pe acest timp, nu știu cum să zic, m-am usfăit. Cântecul al treilea avea compozitoarea Linda Perry, care a condus formația Four Non Blondes, și cântecul WhatsApp a fost lansat în 1993, când a fost formația mare vocă, primul mare succes, formația de fete. Era de catena pe vreme. Și are un pasaj și al lui Bobby McFerrin, care a fost și în România, știți, vocalul. Bineînțeles că toate cântecele astea, cântecul se numește, într-adevăr, la ăsta îți dai seama despre ce e vorba, că cred că se numește WhatsApp Bobby și îți dai seama de cine e compus, dar celelalte cântece au titluri care foarte greu faci legătura cu compozitorul. Cântecul al patrulea are și ăsta o mulțime de compozitori. Este trecut Robin Gibb de la Bee Gees, care a murit în 2012, cel care iubeau obicei o sugestie din Love Somebody, un cântec pe care l-a ascultat multă lume. Apoi Peter Frampton, care pe discul său dublu din concert în 76 a lansat cântecul Love Your Way. O strofă sau două strofe, nu mai țin minte. Și apoi la sfârșit e de la Ryan Leach, care are 65 de ani acum, e cântecul Easy. Cântecul Easy trebuie spus spre... Să știe, nu l-a lansat el solo. Cântecul acesta a fost lansat pe când era în formația Commodores. Formația Commodores a lansat vocea principală la Easy în 1977. Deci nu e un disc solo de-a lui, dar și de aici se termine, mi se pare, cu o stofă de la Peter Frampton. Cântecul 5 mar nedumerici. Cel mai mult, că nu înțelegeam absolut nimic, fiindcă e ungurește, este un cântec foarte vechi al formației Rolling Stones. Mi-am dat seama că compozitorul era Keith Richards și Mick Jagger. Și este cântecul Off the Hook. Cred, așa, după documentația mea, că a apărut cel de-al treilea disc al formației, în 1965. E cântat în ungurește și mi-a zis domnul că a fost cântat și de o formație ungurească. Trebuie să spun că, ani în urmă, pe când făceam emisiuni cu fratele meu, aveam un prieten la Budapesta care ne trimiteau discurile formațiilor ungurești. Metro, Ileș, Neoton Family, parcă, și multe alte. Eram primii care dădeam discurile astea formațiilor ungurești la Radio România în emisiuni extraordinare. Nu știu cum se numea formația asta. Cum? Mai puțin. Am dat-o noi la radio, da. Cântecul 6 este al Nirvana, compozitorii toți din formație, cei 3 din Nirvana, Smells Like Teen Spirit. A apărut cântecul lor de semnătură, cum se zice, pe al doilea album al lor, că primul care a avut eco, Nevermind. Era 1991 și știți foarte bine că atunci s-a schimbat poate mult muzica rock mondială, a apărut curentul grunge, curentul din Seattle și așa mai departe. Și
se cântă foarte frumos în stil Jazzy Birds, Smells Like Teen Spirit. Cântecul 7 sună foarte frumos, îmi suna frumos, care are niște vocabule interesante și mi-am amintit până la urmă că e cântecul Drive. Este cântecul cu care se deschide cel de-al 8-lea disc al formației americane REM, cum zice lumea, sau R.E.M. Este vorba de al 8-lea disc, Automatic for the People, din 1992. Pe alocuri, și în cântecul ăsta, și în alte cântec, înțeleg că solista formației cântă la kazoo. Kazoo e un instrument de metal american tipic. Se zice că a importat din Africa, care are și membrană. Mulți mi-au spus că atunci când sunt el seamănă puțin cu trâmba sau mai curând când cânti la frunză. Cam așa ceva. Acest sunet vibrat apare și în cântecul ăsta și în alte cântece. Aici e și o adăugire de la cântărețul compozitorul brazilian Jorge Ben, are și el, are o vârstă, știu de mult, 70 de ani, nu știu cum se zice în portugheză. El a compus și pentru cel pe care zicem noi Sergio Mendes. Zicem Sergio Mendes fiindcă noi credem că e spaniol, e brazilian. De fapt se numește Sergio Mendes, așa se zice la el. Noi zicem Sergio Mendes că ne zicem noi că e spaniol, dar noi. Cântecul 8 m-a bucurat foarte mult, am văzut acolo compozitorul John Davenport. John Davenport nu e numele compozitorului, e numele un compozitor american negru care a compus niște rock and roll pe dragi care dansam noi pe vremuri. Cântecul care l-a compus el printre multe rock-uri este și Fever, din 1956. La datul unui cântăreț negru a avut oarecare succes, dar anul următor l-a preluat pe Gilly. Spuneam că a fost colecționat de discuri. Din Fever sunt două strofe, dacă am văzut de bine, dar două strofe. Ziceam că a fost colecționat de discuri. Eu am apucat și generația de discomani, de discomani, discuri de dinaintea noastră, care nu colecționau Pink Floyd și chestiile astea. Ce colecționau ei? Frank Sinatra, Dean Martin, Harry Belafonte, discuri astea le vedeam la ei, orchestra Henry Mancini. Și erau vreo doi care aveau și discuri de jazz, adică jazz, dar Louis Armstrong, Duke Ellington. Și un prieten zice să-ți arăt la el unul din ăștia, ți-a luat colecția mea de discuri cu Peggy Lee. În timpul ăsta a apăruse filmul Unora le place jazzul, Some Like It Hot. Unora le place fierbinte jazzul, că nu puteai să traduci atunci. S-a tradus Unora le place jazzul, cu Marilyn Monroe rolul principal. Peggy Lee era o fată frumoasă, blondă, platinată, cu o fură perfectă, machiaj, o fată, o divă, îmbrăcată splendid, cu decolteuri, ca și Marilyn Monroe. În filmul Unora le place jazzul nu era nimic de jazz. Marilyn strâncănea la un ukulele. Ce m-am grozit? Adică, e drept că Asociația Americană a Cineoașilor consideră că summitul ăsta, Unora le place jazzul, este cea mai mare comedie americană din toate timpurile. Bun, dar n-are legătură cu jazzul. Și atunci am zis prietenului, domne, mai lasă-mă cu tamicelele astea platinate cu jazzul meu. Sun mai bine. Zice, stai puțin. Și mi-a pus un disc cu Peggy Lee, acompaniat de un big band. Pe vremea aia mai erau big band-uri, îți aregă cu Benny Goodman. Tocul cântece mi-a pus, m-am ascuns o masă și am tăcut. Gata, asta cu platinatele știu, nu mai zic nimic, nu mai zic nimic. Peggy Lee a cântat cântecul ăsta extraordinar. Fever este unul dintre, știți foarte, unul dintre cântecele, cred că l-am auzit în vreo 100 de interpretări și instrumentale și cu voci bărbătești, femeiești, cu big band-uri. Este unul dintre cântele cele mai frumoase, cunoscute și formația îl cântă foarte interesant. Interesant, deosebit.
cele două strofe. Pe Ghilia a murit în 2002, a 382 de ani. Două strofe din It Fever, dar mai mult din partea a doua a cântecului, este vorba de Another Brick in the Wall, de pe discul The Wall din 79 al formației Pink Floyd. Pe discul ăsta sunt trei Another Brick in the Wall, partea 1, partea 2 și partea 3. Aici, cum știm toți, asta este partea a doua, cu elevii care suportă nenorocirile din Școlii Englezești, iar și aici o interpretare deosebită. Cântecul 9 este singura incursiune a muzicienilor în rockul actual, fiindcă e vorba de formația finlandeză Hill, care a apărut în 91, dar deja a scos un album recent, a scos al 8-lea disc. Deci singura incursiune în formațiile astea care sunt mai cunoscute pentru generația nouă, ca să zic așa. Și e o combinație cu Lickeli. Lickeli a avut un cântec în 2011, acum 3 ani, se numea I Follow Olympus. Fraților, cred că am ascultat cântecul ăsta la autobuz, în mașină, la radio, la televiziune, nebunis, cum să dea pe creier. Cred că a fost reclamă la un telefon, ceva ca Fenomex. Deci a avut un succes uluitor. A fost-o pe fata asta, nu cred că e chiar, cred că mama ei nu era suedeză, că e cam brunețică. Dacă suedeză, era suedeză, fiindcă numele ei complet așa. Timotei Svensson Zachrisson. Da. Avea 25 de ani, acum are 28, 25 de ani, când avea succesul la 2011. Deci, cântecul nou e o incursiune în timpurile noastre, mai puțin în timpurile de altă dată ca acelalt. Uitându-mă la acești compozitori și textieri, vreau să vă spun că pe vremuri, când făceam fișele alea, am luat de vreo două ori plasă. De ce? În documentația românească este obiceiul următor să scrie compozitorul și textul al doilea. Temistocle Popa, Romeo Iorgulescu. La anglosaxon și la american, de multe ori este textierul întâi și compozitorul al doilea. Așa e obiceiul ei. Și am luat câteva plase de genul ăsta până mi-am dat seama că nu e la compozitor. Eu am făcut niște gafe la radio și până la urmă mi-am dat seama. Tot în cântecul nou apare și o temă din serialul și filmul The X-Files. E vorba de compozitorul Mark Snow, care are 68 de ani acum. Filmul pe care îl știm noi și serialul a fost în 93. Atât Fever sau tema de la început, niciunul imposibil, sau acest The X-Files, cei care ascultă jazz știu foarte bine, temele astea din filme sunt frecate și cântate de toate big band-urile și orchestrele din lume. Adică s-au scos și discuri de big band-uri numai cu teme și introduceri instrumentale din filme și din seriale. Și acest The X-Files, este tot așa un cântec pe care l-am ascultat, cred că vreo 100 de interpretări de toate felurile, formație mică, mare și așa mai departe. Și iată-mă la cântecul numărul 10, unde îl zăresc pe James Horner, care are acum 51 de ani. Eu fiind, cum v-am spus, puțin așa cinefil, știu că James Horner este unul dintre mari compozitori ai Hollywoodului de astăzi. Adică nu se discută aproape la Hollywood fără James Horner la ora actuală. A cântat și pentru a compus și pentru Titanic și Avatar, dar nu mai contează. E un fel de rege la Hollywood la ora actuală, nu discută cu nimeni. L-am văzut acolo, zic, ce caută James Horner? Titul cântecului nu îmi spunea nimic, trebuia să ascult cântecul. Și atunci am văzut că e cântecul, versurile sunt scrise de Wilbur Jennings, un textier tot așa de mare voga actuale, la cântecul Céline Dion, My Heart Will Go On, din filmul Titanic, 1997. Este chiar cântecul Céline Dion. La un moment dat, însă,
apare și o fioară care sună la ore, cântă o temă, ceva instrumental acolo. Noroc că, fiind cinefil, mi-am dat seama în cele din urmă, din ce era, din Love Story. Este cântecul compus de compozitorul francez Francis Lai. A compus și muzica pentru Bărbat și o femeie și pentru Love Story. Filmul, cred că din 70, dacă nu. Da, din 70. Și Francis Lai are 82 de ani, toți când cam pe 80, da. Interesant. Cam astea sunt, am făcut așa o amintire, nostalgii de ale mele care mi le trezesc acest disc. Am făcut un total pe disc, sunt 41 de autori. Așa ceva n-am pune, am un disc cu 41 de autori. De când sunt cântecele? Cea mai vechi este Fever din 56, apoi sunt cântece din 65, 67, 70, 76, 77, 79, 87, 91, 92, 93, 96 și 97 Titanic. Cel mai recent este din 2011 cu Suedeza noastră. Un disc care, cum spuneam, au trecut multe la minute, minute multe al amintirilor, multe nostalgii. Ceea ce mi-a plăcut este că aceste cântece nu sunt preluate. Multe formații fac cover-uri. Nu este un disc de cover-uri, cum poate, sper că s-a înțeles din mica mea prelegere, sunt niște cântece legate, frumoase, bunite, un melanj, aș spune, splendid. Poate din cauza asta, fără să jignesc formația, aș face următoarea observație. Titulatura nu este jazz birds, adică nu este păsărițele jazzului. Cred că e jazz birds. Jazz ar însemna un jazzuleț. Adică nu e jazzul la dur. E un jazzuleț. Adică păsările jazzulețului. Ceva care poate să asculte toată lumea cu mare plăcere, fără să zică, bă, iar îmi pui jazz, mă lasă, mă, că mie nu-mi place jazzul. Nu e jazz. E jazz, dar ceva mult mai frumos, mult mai deosebit, iar pentru colecționare de altă dată e ceva deosebit. Vă mulțumesc! Să mulțumim, Florin, așa de cei foarte exact, foarte mult apel la bibliografie, o istorie a muzicii de 50 de ani. Eu îl felicit pe FSU pentru această prezentare extraordinară și constat, atunci câteva oară, că mare lucru e să ai timp și să stai să prodici. Aș fi și eu să pot să fac asta, dar n-am avut. Eu am avut și emisiune, dar am ascultat discul tot. Și vreau să vă felicit pentru substanța muzicală pe care îl are. Pe care o are. Este plin de muzică, este, cred că ar fi o lecție grozavă pentru studenți să-l asculte și să facă analize, serios vorbesc. Și asta îmi dovedește mie odată în plus că la Cluj școala muzicală e foarte serioasă și a rămas așa. Deci, vă felicit pentru știința muzicală, pentru felul cum fructificați talentul pe care îl aveți de sus, pe faptul că nu lăsați să se risipească și îl direcționați lucruri de calitate, afinate, e mare lucru. Și îmi dovedește iarăși că am dreptate când spun că avem tineri grozavi. Avem tineri grozavi și slavă Domnului că avem. Și aș mai vrea să spun că nu știu atât de bine cum știe FSU toate piesele alea și toți ani, că n-am avut timp să mă documentez, unele le știu, altele nu, dar mi-a plăcut foarte mult că voi ați pus titlurile voastre, care sunt ale voastre, au ceva în plus aceste titluri, care sigur se inspiră din originale, din piesele originale, dar sunt totuși altceva și asta îmi place, mi-a plăcut și asta. Și apropo de jazzul greu de ascultat, nu, jazzul nu e greu de ascultat dacă e bine făcut și dacă nu are prea mult experiment. Asta e părerea mea.
În momentul în care fugi din muzică și uiți că trebuie să ai o melodie și o substanță sonoră care să ți se ducă la suflet, atunci deja nu mai e muzică. Oricum ei spune, e experiment. Și experimentul e doar interesant, dar nu poate să spovoace emoție. Asta e părerea mea. Poate greșesc, dar discul ăsta al vostru mie mi-a ajuns la suflet. Chiar mi-a ajuns la suflet. E foarte bine făcut din punct de vedere muzical de niște profesioniști, dar este făcut și cu plăcerea de a face muzică. Și asta pentru mine spune tot. Eu sunt mai sentimentală, nu stau să analizez așa de mult. Eu încă o dată vă felicit, îl felicit pe omul Sahira pentru că face lucruri de calitate și vă mulțumesc și vă felicit. Aș vrea în primul rând să-i mulțumesc lui Romulus pentru că a avut încredere în noi și că uite că în 2014 se poate scoate un disc, orice fel de disc, care poate fi vândut sau încercat să fie vândut, e un mare lucru. Noi cu Romulus avem un trecut comun, eu am mai debutat odată la el în 2000 cu o trupă rock, foarte multă lume care nu are experiența domnului Florinței Ursulescu sau o să creadă că sunt piesele noastre. Noi am pățit asta fix la Drive, pe care am numit-o The Carpathian Garden. Că facem ușor mișto la... E gruza voastră, am uitat-o. Este genial. Am întârziat puțin cu ea, dar este... Îmi place să cred că e foarte mult umor în discul ăsta, pentru că suntem, contrar aparențelor, suntem niște oameni veseli. Și sper că asta să transpară și de pe scenă, și de pe disc, și trebuie un pic de veselie, că România tinde să stea lângă pahar și să fie tristă. Mulțumesc frumos! E o zi frumoasă pentru noi, așa am pornit de acasă, de fapt, din seara în care am primit poza de la Romulus cu discurile, am zis, a venit Moș Crăciun. Pentru mine al 13-lea disc pe care îl scot, dar e primul, cel mai personal și cel mai drag. Birth. Nu suntem muzicieni de jazz, de-aia am ales ușor preventiv acest titlu, că cei care ascultă jazz sau care sunt jazzmen să nu se supere, e un limbaj gângurit, sunt niște mici semne că am putea cânta și jazz la un moment dat și ne dorim să cântăm și asta. Dar în concert sunt foarte, foarte multe părți improvizate, whatever. Așa să-i prezint pe colegii mei, de la mic la mare, Stefan Graș, care este pianist și cântă și la Hammond, cântă și la Duce. Onta Latil la contrabas, el este cel care a gândit toată treaba aceasta, el, lui îi aparține ideea trupei Jazzyverse și așa mai departe. Frumoasa Iolanda Kovacinski la voce și Raymond Zori, Zolda Raymond, saxofoane, clarinet și vuvuzelă, o să vedeți diseară la concert. Vă mulțumim, cred că asta e. Un mic abendum la ce a spus Dorinic, relativ la colaborarea noastră, într-adevăr a început undeva în anii 2000, YouTube acum. Nu uitați că muzica o luase pe o cale greșită pe care continuă să afli și astăzi foarte multă din ea. Am scos două albume, după aceea l-am rugat să ne ajute în 2010 cu formația experimentală Q care s-a întors în România și mai recent cu o altă trupă din Cluj care e doar cu voce și chitară și am simțit nevoie unei percuții. Bună seara, vă mulțumesc că ați venit în numai atât de impresionat. Formația Jazzyverse are începutul meu de lansare al albumului, Birth, seara asta la Clubul Țăranului București, sâmbătă la Oradea, la Moscova, cafe, sâmbătă următoare în 6 decembrie.
decembrie la Odoheu Secuiesc, grupul Piedmont. În 13 decembrie tot sâmbătă la Satul Mare, la Festivalul de Jazz. Și la Cluj, la Poca, urmează să se confirme data în sala studio de la Teatrul Maghiar de Stat. Vă mulțumesc! Love can touch us one.